Și aici am găsit un text la Petru Damaschinu care spune lucrul acesta. Liniștea e mai mare decât toate. Vedeți? Nu spune rugăciunea e mai mare decât toate. Asta este creștinismul simplu, care este reducționist. Dacă spunem rugăciunea e mai mare decât toate, da, dar când te rogi? Cum te rogi? În ce fel te rogi? Că așa spunem, că rugăciunea e cea mai mare și cineva spune, nu-i chiar așa, de ce? Păi m-am rugat, tot mă rog și tot nu iese nimic, parcă nu mă aude Dumnezeu. Păi să vedem în ce condiții te rogi. Cum te rogi? Pentru că dacă trecem prin lume și inspectăm lumea și ne înfruptăm din ea și ne umplem de dânsa, de imaginele ei, de propunerile ei, de tentațiile ei și după aceea ne așezăm la cea mai frumoasă rugăciune care ar putea fi spusă. Și capul nostru este plin de lume, ce rugăciune este aceea? Bineînțeles că Dumnezeu primește și acea rugăciune, că vede osteneala noastră, dar zadarnic va fi efortul nostru să tot înaintăm în viața duhovnicească, că dacă tot ne înfruptăm din lume în fiecare zi, de dimineață până seara, și seara încercăm să vedem dulceața rugăciune, ani vor trece și nu vom descoperi. Pentru că, de fapt, nu ne-am luat măsurile de precauțiune ca să ne liniștim, ca să ne îndepărtăm de lume, ca să putem cultiva rugăciunea într-o stare de liniște. Abia acea rugăciune este lucrătoare, cumva. Dumnezeu lucrează și prin prima. Dar noi avem în continuare ferestrele închise și nu putem primi din tot ce ne dă Dumnezeu, că ne-am umplut deja de lume. Dumnezeu nu mai are loc să intre. Cu harul Lui, cu înțelesurile dumnezeiești, cu mângâierea care ne vine prin rugăciune, pentru că mintea noastră, cugetarea noastră, emoționalitatea noastră sunt pline de lumea din care ne-am înfruptat peste zi. Am putea să nu ne uităm la nimeni și la nimic pe parcursul zilei și doar să ne certăm cu cineva care este colegul nostru de birou, dar să ne certăm tare așa. Și seara când ne așezăm la rugăciune, o să vedem că ne amintim toate cuvintele rele pe care El ne le-a spus. Că vine să lăsăm rugăciunea și să ne gândim în continuare cum a fost posibil să-mi spun așa ceva. Adică tulburarea aceasta emoțională iarăși nu e bună pentru rugăciune. Și atunci, de fapt, unde ajungem? Păi ajungem, dacă ne luăm după lectura Sfinților Părinți din Filocalie, una din posibilele concluzii ar fi: ai grijă de tine însuți și vezi ce viață trăiești peste zi ca să te poți ruga seara. Adică omul în fiecare clipă a zilei trăiește într-un anumit fel ca seara rugăciunea să fie primită, să se poată bucura de ea. Adică nu judecă pe nimeni, nu spune rău nimănui, nu jignește pe cineva, ca seara să nu-l mustre conștiința aceasta foarte mult. Se uită la lucrurile frumoase, păcătuiește foarte puțin, stă potolit, stă așezat și când are starea aceasta, seara când deschide cartea, dacă n-are nicio urmă puternică în sufletul lui dinspre lume, n-are nimic întipărit din ea, atunci mintea lui este fragedă, este curată de amintiri și rugăciunea intră toată în trânsul, cu fiecare cuvânt pe care îl spune. Încercați într-o zi să nu vorbiți nimic, să stați așa cu simțurile adunate într-o zi de post și seara să citiți o rugăciune sau câteva pagini dintr-o literatură duhovnicească, să vedeți cum intră cuvintele în noi, că suntem însetați de cuvinte, că n-am primit nimic peste zi. E mult mai folositor în formatul acesta dacă ne protejăm. Și cum arată rugăciunea cuiva care a văzut 4 filme, unul după altul? Mintea lui, sufletul lui e plin de situații, cum era acela atârnat la etajul 4, era atârnat și a venit acesta și l-a prins și după aceea explozia aceea care a ieșit foc de peste tot, au căzut, aceea a venit avionul, s-a prăbușit acolo, Doamne, câte țipete! Și noi ne rugăm, slavă ție, Doamne, pentru toate. Ce frumoasă e lumea ta! Și iar ne amintim de exploziile acelea. Asta este imposibil ca cineva să cultive și să descopere dulceața rugăciunii dacă trăiește în acest tandem continuu.
experiența lumii și încerc și eu să dobândesc spiritualitatea frumoasă. Iarăși experiența rugăciunii, iarăși încerc să dobândesc. De fiecare dată când mă umplu de lume, nu sunt pregătit să mă umplu și de ceea ce mi se dă deja prin rugăciune. De aceea grija este foarte importantă. Liniștea e mai mare decât toate și fără de aceasta nu ne putem curăța și cunoaște neputința noastră. Toți oamenii avem trebuință de această îndeletnicire, fie în parte, fie în întregime. Toți oamenii, vedeți ce spune Petru Damaschinul, nu spune unii oameni au nevoie. Noi pusnicii avem nevoie de liniște, voi cei din lume puteți trăi într-o finală de Champions League continuă, într-un concert continuu. Numai noi avem nevoie de liniște, nu spune asta. Spune că toți oamenii avem nevoie de liniște și unii au în parte, adică noi, și ceilalți în întregime, adică cei care se liniștesc cu totul ieșind din lumea aceasta. Fără liniște este cu neputință să vină cineva la cunoștința duhovnicească și la smerita cugetare, prin care cel care a ales-o înțelege tainele ascunse în dumnezeieștile Scripturi și în toate făpturile. Liniștea e condiția de bază, cum ar veni, pentru viața duhovnicească. Să știți că una din țintele postului, asta este, părinții nu s-au îndepărtat de hrană și de lume decât pentru a se liniști. Și pentru ce să se liniștească? Ca să se poată înduhovnici după aceea, că uitați ce legată este viața duhovnicească de liniștire. Deci cumva aici suntem învățați să ne gândim dacă noi în obișnuința noastră avem preocuparea de a ne liniști, nu de altceva. Noi suntem preocupați să găsim un loc liniștit și să îl cultivăm în fiecare zi sau seară, simțim nevoia să căutăm momentele de liniște la sfârșitul unei zile, pentru că autorii care s-au ocupat de psihismul omului modern au spus că nu prea mai simte nevoia omul liniștii, de liniște. Unde se vede asta? În ușurința cu care atunci când este prea liniște pornim un radio. Sau dacă nu avem niciun stimul în jur, scoatem telefonul să vedem cine ne-a mai scris pe WhatsApp. Adică imediat cum suntem într-o zonă de absență de stimul, noi scoatem să ne autostimulăm. Omul fără stimulare nu poate. Acesta este omul dresat de societatea de consum care ne stimulează continuu pentru că vrea să ne cucerească. De asta ne stimulează. Și atunci când ajungem, cum ne dăm seama că suntem cumva formatați după societatea de consum? Păi ne luăm o pauză de 3 ore să vedem cât rezistăm fără să deschidem ceva. Telefon, calculator, televizor, radio. Și o să vedeți că nu se poate. Ori medicina ne spune că e normal, e firească, chiar avem nevoie de perioade de liniște în care activitatea sistemului nervos parasimpatic, modulul parasimpatic relaxează, iar simpaticul se odihnește. Și atunci când simpaticul se odihnește și parasimpaticul este activ, scade stresul, scade nivelul de cortizol, se îmbunătățește activitatea sistemului imun, se reglează digestia, crește variabilitatea ritmului cardiac, crește tonifierea nervului vag, se reglează activitatea tuturor organelor viscerale care ascultă de comanda nervului vag. Toate astea se întâmplă numai dacă ne liniștim. Dar omul nu se liniștește, omul se distrează și despre asta am mai vorbit, trecem repede peste asta. Omul modern, atunci când vrea să se odihnească, se distrează. Iar distracția îl epuizează. Puțina energie pe care o mai avea, o cheltuiește în distracție. Iar distracția este tot solicitare nervoasă. Deși ne deconectează și ne face să ne simțim bine, de fapt nu ne odihnește. Foarte mulți autori vorbesc despre liniște. Începutul liniștire stă în alungarea zgomotelor. Asta este un loc bun pentru noi, din cauza că ne spune că liniștea din zgomotele lumii este obligatorie. Greu va fi pentru cineva să cultive viața duhovnicească în zgomotul sonor. Talasie Libianu spune că începutul liniștirii stă în alungarea zgomotelor, dar vedeți că nu spune liniștirea stă în alungarea zgomotelor.
Zice, numai începutul liniștire. Adică primul pas este să ne ferim de zgomot. Bun, și despre ce liniște mai este vorba dacă am făcut asta? Păi e nevoie de o liniște sufletească care nu are legătură cu zgomotele. Poate să fie perfectă liniște în jur și să mă gândesc la ce mi-a spus vecinul meu. În continuu. Poate să fie liniște în jur și să am o minte plină de gânduri. Asta nu înseamnă liniște. De asta începutul liniștirii este izolarea de zgomotul sonor, dar este doar începutul. Dar vedeți că totuși cei care erau foarte înduhovniciți, cum este Talasie Libianu, deși aveau rugăciune și aveau viață duhovnicească, serioasă de tot, ei nu se puteau liniști dacă stăteau în zgomot. El nu spune, pentru cel încercat în viața duhovnicească, nu mai contează zgomotul, că el se poate liniști și în miezul vacarmului. Nu spune asta. El, care este experimentat în viața duhovnicească, spune, vrei să te liniștești? Da, izolează-te de zgomot. De zgomotul sonor. Nu poți să te liniștești dacă stai în zgomot. Este o luptă pierdută deja. Cel iubitor de isihie să se închidă, să închidă simțirea prin liniște. Să închidă simțirea înseamnă să închidă tot. Adică obloanele urechii, să nu mai audă lucruri, să nu mai audă radio, să nu mai audă nimic, ochii ca obloane, ca ferestre pe unde ne intră lumea, simțurile noastre să nu mai recepteze experiențele rafinate ale shopping center-urile unde vedem țesături, texturi, gusturi care ne rafinează tot mai mult cortexul senzoriomotor. Ar trebui să trecem peste genul ăsta de experiențe, să evităm aceste experiențe ca să nu ne umplem de datele acelea care devin material pentru gândurile noastre. Cel ce caută să se roage cu putere trebuie să închidă ușa și să-și ridice mintea de la tot ce e deșert sau vremelnic, șezând într-o chilie liniștită, într-un colț retras. Aici e partea a treia, cumva. Da? Cel iubitor de isihie să închidă simțirea. De ce să închidă simțirea? Pentru că dacă nu-mi închid simțirea, simțirea mă tulbură. Ce-mi tulbură simțirea? Păi, în primul rând, îmi tulbură starea interioară. Că dacă pipăi ceva care mi se pare bun de cumpărat, mă gândesc să-l cumpăr. Nu-l cumpăr acum, dar după aceea mă gândesc, dar oare nu-l cumpără cineva înaintea mea? Oare până mâine îl mai găsesc? Dacă gust ceva, trebuie să termin de mâncat, că dacă e foarte bun, nu mă pot opri. Nu pot să gust un pic și să mănânc mâine. Nu, dacă e foarte bun, îl terminăm în seara asta, facem o treabă românească. Adică, domnule, când ne-am pus, românul e un om hotărât. Adică, domnule, dacă cât mai este din mielul acela? Mai este jumătate. Hai, domnule, să-l mâncăm tot și gata, rezolvăm. Când trebuie să facem treaba, mai lăsăm pe mâine, când e de mâncat, terminăm în seara asta, că e păcat să lăsăm pe mâine. Deci e un pericol aici. Deci când cel iubitor de isihie trebuie să închidă simțirea, de ce să închidă simțirea? Pentru că simțirea ne tulbură dorințele, ne tulbură impulsurile, ne dau pofte și avem un război sau oricum o stare tulburată la nivelul emoțional. Și atunci trebuie să închidem simțurile. Să nu mai intre prin noi lucruri care ne tulbură. Iar în privința Sfântului Ioan Scăraru, el merge într-un alt registru și spune că dacă vrem să ne liniștim, închidem ușa, da? La propriu închidem ușa. Dar să-și ridice și mintea de la tot ce e deșert și vremelnic. Abia atunci e liniștit. Când și mintea este ridicată din cele ale lumii, șezând într-o chilie liniștită, într-un colț retras.